acum. Începe să vedem. Bă, ce somn mă lua. Am dormit 8 ore azi noapte. Ca așa zis ceasul. N-am mai dormit. Ia uite și aici era plin de pere picate. N-am mai dormit așa mult. De nu mi-aduc aminte când. Și acum mă simt parcă am energie infinită. Băgai 10 km la stadion. Acum mai băgăm 40 de bicicletă. De bicicletă. S-a făcut și răcoare altfel. Altfel turez motorul, nu mai îl calez. Bine, acum e chiar cam prea răcoare. Și pe aici erau câini. Că mergem așa. Trecurăm modul stel. Iau de și aici unul. Trebuie să mai fie ăla alb. Sară după mașină. Bun. Mai scăpăm de o echipă. Azi facem triatlon. Alergare, bicicletă și hiking. Că de notat avem unde. Nu că n-am dorit. De fapt, toate sporturile astea le facem exact pentru... Am început să le facem exact din motiv că n-avem unde să notăm. Bine, acum avem unde să notăm, nu mai zic. E stadionul, e bazinul renovat. Stadionul încă e varză. Stadionul ăsta cu seceta asta, nu o să parcă alergai pe beton. Tot e bine. Tot e bine că nu zboară drone. Era greu de spus cum stătea, ori era frică, ori frig, ori se pregătea de atac. Așa că mai ciupirăm un pic frâna. De aici grijă că e nisip. E și curba mai șmecheră, dar problema că vine nisip pe aici. Nu mare șmecherie. Aici are un câine pe stânga. Dar facem un ce să nu ne audă. Am trecut și de el. Am trecut și de fraier. Ia auzi, l-auzi? Îi trecurăm pe sub nas. Cred că ne simțim mirosul. O, ce trecurăm? Aici azi niște rupturi. Tot cu grijă. Cam asta e, aici se termină și schitul.